Domnul Deliu, o întrebare pentru dumneavoastră, iarăși pornim de la slogan. Tudor Deliu, competent, curajos, devotat. Devotat cui? Asta este întrebarea, da? Devotat poporului Republicii Moldova, fapt ce l-am demonstrat prin acțiunile mele care le-am avut pe parcursul activităților. Și atunci când am fost primar, și atunci când am luat arma în mâini și am luptat în războiul din Transnistria, și atunci când am fost în Parlament și am apărat valorile democratice, am apărat interesele cetățenilor și nu mi-a fost frică de la tribuna Parlamentului să spun pe nume toate fără de legile care se făceau. O întrebare de precizare aici. Sunteți devotat liderului partidului dumneavoastră, PRDM? Deci, mie îmi pare rău că iară să recurg la întrebări care nu țin de candidat. Eu îmi iubesc partidul și toți colegii de partid. Și respectiv, domnul Filat a fost ales prin vot unanim președintele partidului liberal-democrat și este cel care se află la cârma partidului. Da, și încă o întrebare aici, tot de precizare. Ziceați că sunteți devotat poporului, în primul rând, da, a Republicii Moldova. Spuneți-mi, vă rog, în perioada Alianței de Integrare Europeană 1, Alianța AIE 2, da? S-au întâmplat momente în care au trebuit cei din Alianță să voteze nu pentru că le-a plăcut, dar pentru că așa s-a decis în Alianță, chiar dacă uneori înțelegeați că proiectele de legi pe care le votați nu erau tocmai interesul cetățenilor. De câte ori ați avut curajul să nu votați pentru că înțelegeați că interesul poporului este mai presus decât interesul Alianței? Doamna Rață, nu o să vin cu o statistică, dar vă asigur că au fost foarte multe proiecte de lege, chiar atunci când eram în Alianța 1, 2, de fapt în 1 eu nu am fost de la început, fiindcă eu am venit mai târziu în Parlament, eu nu am votat multe proiecte. Pot să vă mai spun că atunci când proiecte se discutau în comisia parlamentară, eu am fost membru comisiei și vicepreședinte a Comisiei Juridice, Numiri și Imunități și m-am opus foarte mult unor prevederi care, într-adevăr, aveți dreptate, veneau să rezolve interesele cuiva. Partajările pe criterii politice, funcție, doamna procuror Rață, general. Eu nu am participat la aceste partajări, eu nu le cunosc, sincer să vă spun. Am aflat și noi post factum ceea ce se făcea, dar să continui gândul atât în Comisia Parlamentară, cât și în ședințele tuturor deputaților din Alianță, fiindcă se practicau așa, se adunau toți. Eu eram și în câțiva colegi care ne pronunțam categoric împotriva inițiativelor, fiindcă erau foarte multe inițiative de schimbat o virgulă în codul fiscal, de introdus două propoziții.